înger teribil în nordul Moldovei, acolo unde avem Derby de Moldova, Politehnica Iași, FC Botoșan, pe stadionul Emil Alexandrescu, începe de la 0-0, evident, dar și de la minus 9 grade. Pentru că în acest moment echipa antrenată de Daniel Pancu este ultima în clasament, este pe poziția 16-a cu 15 puncte. Are însă probleme Daniel Pancu, lipsește în primul rând golgheterul Cristea, iată, are numai puțin de 3 jucători care sunt la limita, chiar 4 jucători care sunt la limita suspendării, așa că 11-le Politehnicii Iași arată astfel. Brănescu în poartă, se întoarce Brănescu în Liga 1 după o pauză de aproape 3 ani. Onea Frăsinescu, Răzvan Popa și Sorin Bușu pe linia de fund, Andrei Moisă, Manuel de Iriondo și Pablo Pasalia la mijloc, Doru Popadiuc, Genan Calcan și Andreas Calcan și Genan Zaimovic în atacul echipei lui Pancu. Vă spuneam câteva absențe, în primul rând Cristea, în al doilea rând Platini și în al treilea rând Baxevanos, grecul care este împrumutat tocmai de la FC Botoșan și nu poate juca astăzi. Cristea este suspendat, iar Platini în continuare este accidentat. La egalitatea de puncte cu Viitorul, are nevoie însă de o victorie la 3 goluri pentru a fi sigură că reușește să egaleze cel puțin temporar echipa de la malul mării. A început partida și vedem un prim atac al oaspeților de la FC Botoșani. Voia să semneze, a forțat plecarea, s-a întors însă până la urmă, însă se pare că ar fi acceptat botoșanenii un contract de 150.000 de euro, o înțelegere de 150.000 de euro cu o echipă din Turcia. 9 goluri marcate de Amidou Keita. Roman, șutul lui Roman, respins foarte bine însă de Brănescu. Prima ocazie mai importantă a acestei partide, putem spune. Primul șut cu adevărat periculos pe poartă. Încă o dată șutul lui Mihai Roman de mai devreme din unghi. A șutat direct în Brănescu. Pe Răzvan Popa, minge în careul botoșanului, moment important și vine reluarea lui Doru Popadiuc. Șansă mare pentru Iași de scorul după această cursă frumoasă. Calcan a fost cel care l-a driblat pe Denis Haruț. E adevărat însă că și șeptarul Iașiului aia a trimis-o. Iată un prim atac al oaspeților cu un balon la Mihai Roman, ridică privirea Roman, îl vede pe Alma Oas, o pasă interesantă la întâlnire și este, cred că doar out, nu cred că a fost penalti totuși. Se vede după traiectoria acelui balon că Brănescu, Alma Oas agațe balonul, offside nu a fost acum. Nu, e greu să ne dăm seama de... nu, este pe această reluare se vede foarte bine. A fost trecere frumoasă, balon în careul Iașiului, Iașkovski lasă pentru Florescu. Înnoată Florescu după acel balon. Nu știu dacă este nici corner. A crezut că este într-o poziție mult mai bună Iașkovski. Da, era departe însă Florescu de Iașkovski, a sărit peste minge, putea să șuteze din câțiva metri. Șut de la distanță, puțin pe lângă. A fost execuția lui Onea. Cineva până la urmă trebuia să-și asume, erau 30 de metri până la poarta lui Hankic. Cred că a fost destul de departe însă de poarta, nu chiar atât de departe, de poarta austriacului. Rodriguez, Roman, atenție la această fază, Enrico Papa și este o ratare, încă una, e gol, este golul botoșanului, minutul 89. Victor Fernandez înscrie la debutul său pentru FC Botoșani. Etapa trecută, botoșanul a pierdut în ultimul minut. Iată cum se schimbă fotbalul în doar câteva zile. Odată, aici nu a fost offside la Mihai Roman. Enrico Papa.
Da, nu, da, da, nu l-a atins mingea pe Victor Fernandez, a șutat în portarul Brănescu Real Dofini, mi s-a părut pe direct șutul lui Real Dofini l-a lovit pe spaniol și Gădinel a deviat, însă nu e vorba de așa ceva. Egalează pe Viitorul la puncte, doar că Viitorul în acest moment are și un gol averaj mai bun și are și un meci în minus. Da, și meciul va începe mâine seară cu FCSB, atât deocamdată din nordul Moldovei, de la derbiul Moldovei, Poli Iași-Botoșani, scor final 0-1. Real Dofini a înscris golul victoriei în minutul 89, 3 puncte mari pentru echipa lui Croitorul.